revenit în studioul Alba TV, în studioul prietenilor de familie, pentru că și noi ne-am înnoit de Paște, așa cum se obișnuia în trecut, când de Paște toată lumea își cumpăra ceva nou, iată, noi am primit un studio nou. Înainte de a trece la dezbaterile pe care le-am întrerupt la pauză, am să mai anunț o dată concursul la 0757119070. Trebuie să răspundeți la întrebarea care din invitații noștri are o emisiune radiofonică. Până când vor sosi telefoanele dumneavoastră, vă mai anunț o dată premiile. Avem grătare pentru grădină și kebab la premiu 2 și premiu 3, kebab de la Kebab Bosfor, noul restaurant deschis la parterul blocului M3 de pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Și pentru că tot veni vorba de sponsori, am să spun că magazinele Maris au grijă de ținuta mea. Le mulțumim din nou și în această emisiune și continuăm cu reforma. Da, cu reforma în sănătate. Păi, ce să zic, am spus așa că sunt câteva puncte cheie care trebuie rezolvate. Până nu sunt rezolvate aceste puncte cheie, nu o să fie niciodată reformă în sănătate. Primul punct cheie, cel mai important, este că banii pe care se strâng de la Casa de Asigurări de Sănătate se strâng și intră la Ministerul Finanțelor. Deci acest hoț, zic eu, în ghilemele, Ministerul Finanțelor, intervine în cercul ăsta dintre casele de asigurări, spitale, pacient. El bagă bani într-o pungă mare așa, care poate să fie o gaură neagră, știți noastră, o gaură neagră, nu mai găsești nimic în ea, din punct de vedere astronomic. Și atunci normal că banii nu o să fie și nu o să fie niciodată suficient. Să știți că banii care s-au strâng ăștia, 5,2% de la individ, de la omul de rând și 5% de la instituția unde lucrează, sunt bani foarte serioși care pot să ajungă acolo unde trebuie și înainte Ministerul Finanțelor nu era băgat. Deci iată că acest minister trebuie să dispară. În momentul când dispare, atunci e foarte bine. Câteva idei și pe o să las și pe Horea. A doua idee importantă este că în afară de resursa asta financiară, bani, pe care noi o știm foarte bine, mai există o pungă socială, zic eu, fiindcă în fiecare țară economia, o să vedeți ce stabilește și sănătatea. Dacă sunt bani în economie, dacă sunt multe locuri de muncă, banii vor fi și mai mulți. Deci această pungă socială nu este, să zic așa, corelată cu banii care sunt. De ce? Sunt foarte mulți șomeri care, într-adevăr, beneficiază de anumite situații. Dar sunt șomeri care nu mai sunt înscriși în acte. Cu ăștia ce facem? Vin la urgență, la spital, le dăm acel pachet minim care nu știm ce înseamnă pachet minim nici până acum. Deci, vă spun sincer, suntem într-o nebuloasă. Nu știm care este pachetul. Poate să ne spună Horea mai nu cred, știm. Nu știe nici Horea. Nimeni. Nu cred că știe. Și asta este o chestie foarte, foarte rea. Și în al treilea rând, avem resursa umană care este părăsită, resursa umană care este medicul și asistentul medical. În 2011, peste 2100 de oameni, de medici, au plecat în Occident. Este un exod al creierului medical în Occident. Este bine, este rău? Eu zic că este rău pentru noi, pentru cei noi care rămânem. Pentru noi este rău, pentru străini și bine este bine. Pentru ei, fiindcă îi iau gata învățați, sigur că da. După aceea, asistentele medicale sunt destul de multe. Deci eu vorbesc în numele meu, fiindcă am o școală sanitară care în fiecare an 60-70 de asistente le dăm pe piața muncii. Nu au locuri de muncă toate. Lumea, deci în spitale sunt foarte multe locuri, dar sunt blocate locurile și acum, cu toate că nu sunt blocate. Sunt blocate, nu putem să lucrăm la capacitatea maximă, fiindcă nu avem numărul de asistente medicale, așa că cere legislația europeană. Normativul secției. Deci avem mult mai puține. Deci iată, sunt câteva elemente care nu putem să lucrăm pentru ele. Primăriile, deci nu să știți, acum spitalele au trecut, cu toate că au fost decimate, deci din 460 de spitale au rămas 280. Au trecut la cea mai săracă instituție, și primăria. Și au trecut la primărie sau consiliile județene. Bine, au trecut, unele primării sunt mai bogate, altele mai sărace, în funcție de ce este pe teritoriul respectiv, economic, ce este economic. Păi asta spun, din punct de vedere economic. Și acolo, au trecut așa doar cu numele, păi să spună domnul primar sau consiliul respectiv, dă atâția bani în acest an pentru sănătate. Nu că să vedem, este așa tergiversare, merge directorul, vă rog frumos domnul primar, dacă se mai poate, hai că îți mai dau și 100 de milioane, hai că îți mai dau 200 de milioane. Nu! Să le spună guvernul, primarul trebuie să dea atâta, Consiliul Județean atâta, fiindcă știți, primăria și Consiliul Județean depind de spitalele noastre.
Deci iată că sunt niște lucruri pe care... Și acum zice, dar de unde bani? Păi o să fie bani cu nemilita. O să vă spun eu câteva idei, domnilor guvernanți, ca să avem bani. Prima idee. Taxă pentru TVA-ul pentru alcool și tutun. Unde este TVA-ul, domnul? Domnul Tăricianu ne spunea că este vărsat în sănătate. Vezi, nu e adevărat. Acești bani se iau. Teoretic așa ar trebui. Teoretic așa, dar pentru să spune cineva, dezastre, un director și de direcție sanitară sau un director de casă de sănătate, să ne spună care sunt banii recoltați în județul Alba, dacă poate să ne spună domnul Ștef, că nu se știe de la, din accizele pentru alcool și tutun, care sunt niște toxice, niște otrăvuri. Asta spun. Sunt responsabile de multe boli. De ce nu este o lege pentru alimentele toxice? Vă dați seama, cancerul de colon este o dezvoltare extraordinară. De ce nu sunt taxe pentru aceste alimente toxice? Care sunt alimente toxice? Toată lumea știe. Care conțin euri, euri de toate categoriile. Nu se pune nicio taxă. Al treilea, de ce nu se pune taxă, și de la fel, pe ăia care taie pădurile noastre? Fără, și le vând la lemn verde, fără nobilarea muncii românești. De ce nu se pun taxe, fiindcă fiecare copac, fiecare stejar dă câteva mii de tone de oxigen de care noi avem nevoie. Fără oxigen noi murim, noi suntem o ființă care avem nevoie de oxigen. Unde este? Sunt teorii care spun că lipsa de oxigen duce la cancer. Sigur. Este tot mai mică la atmosfera terestră. Nu plantează nimic în schimb. Pune-le taxe și atunci să vezi cum sunt banii sănătate. Timbre, cum erau înainte, timbre cu, să zic, 100 de ani de la, sau câți ani avem de la Crucea Roșie? 100 și de ani de la Mițarea Crucea Roșie. Timbru, să cumpere toată lumea banii la Crucea Roșie sau la sănătate. Deci avem foarte multe posibilități. Ești un fericit, da? Că nu depinzi financiar de guvern. Păi nu depindem, da. Dar nici nu avem. Da. Nu plătesc. Deci, iată, că avem probleme serioase în sănătate și nu se rezolvă. Dacă nu se rezolvă, cum vreți să facem sănătate? Sănătate este un produs care se face cu bani. Dacă nu cu se rezolvă sănătatea, nu vom avea nimic. Sigur pentru că da. Un om bolnav cheltuie, nu produce. Vă dau un exemplu extraordinar. Erau niște fire de ață cu care noi lucrăm, care erau din Oradea. Și în așa fel s-a făcut încât nu le-au mai dat avizul favorabil. Erau fire de mătase foarte bune, cu care lucrăm la anastomoze digestive, tot ce trebuie. Și luăm tot felul de ațe din Hong Kong, din China, de astea care sunt îndoielnice, fiindcă sunt foarte multe supurații după aceste ațe. Luăm de două ori mai mult decât aia de la Oradea. Asta deci iată că avem multe lucruri pe care trebuie să le rezolvăm. O problemă foarte mare în toate domeniile. Sigur licitațiile da. Astea care te duc la prețul minim sunt o problemă, cheltui de trei ori mai deci, mult decât dacă ai luat un produs. În primul rând, competitiv. Sunt produse de proastă calitate exact. Și care nu poți să pui la cineva, deci noastră dacă v-ați opera și a spune, domnule, uite, vă pun asta sau asta. Cu asta puteți să faceți supurație, cu asta vă vindecați și nu faceți nimic. Ce ați dori să puneți? Aș prefera să o plătesc pe cea exact. Bună decât să o puneți gratis. Exact. Vine pacientul și spune că n-am gratuitate, că trebuie să plătesc. Domnul doctor a subliniat foarte clar și frumos marile aspecte, ceea ce se întâmplă în sănătate, de care toți suntem conștienți, toți știm care e problema, dar deocamdată nimeni nu face un pas. Un prim pas a făcut anul acesta, dar foarte contextat cu noua lege a sănătății. Tot din surse sigure știm că în iunie va intra în dezbatere a treia noua lege a sănătății. Pe actuala lege a sănătății discutam cu domnul doctor mai înainte, noi lucrăm practic ilegal. Este o lege a 95 care de atâtea ori a fost schimbată încât este neconstituțională. Este nevoie de o nouă lege a sănătății. Din punct de vedere al banilor, domnul doctor tot așa a subliniat foarte clar. Eu zic în completare, nu problema banilor este marea problemă, cât administrarea lor. Faptul că se duc într-o pungă mare din care nu știm cât se întorc, iară este adevărat. Trebuie clar ca banii să fie administrați. Și în prima lege din ianuarie, legea cea contestată, îmi pare rău că a fost contestată în ansamblu ei, fiindcă foarte multă lume și-a dat cu părerea fără să o citească. Într-adevăr, a fost o parte sensibilă din punct de vedere smurt de ambulanță, dar a tras după ea toată legea în contextul ei. Și a fost și o parte bună. A sigur. Fost și o parte bună. Și să recunoaștem, să subliniem ceea ce va veni și sunt sigur că în iunie, tot din discuțiile noastre, va apărea această nouă... Ați fost consultați? Da, am fost într-o oarecare măsură foarte slab Horia, consultați. Cel
mai bine știu cei care lucrează efectiv în teritoriu. N-am fost consultat și nu o să fim consultați. Noi, Direcția de Sănătate, anul trecut, în noiembrie, am făcut o acțiune națională. Am trimis și suntem cunoscuți la București, din punct de vedere cât de incisiv suntem la Alba Iulia, în care am cerut tuturor DSP-urilor din țară să ne prezintă modificările legislative pe legislație, atât din punct de vedere administrativ-medical, cât și din punct de vedere medical în consultare cu spitalele. Vă zic că a trebuit cam vreo 6 luni până acum de curând să batem drumurile de la București, să ducem dosarele și tot... Și le-a citit cineva, le-a luat cineva în sfârșit, în sfârșit, domnul ministru ne-a promis în aprilie o întâlnire... A promis. Este și sigură întâlnirea cu toți directorii DSP, fiindcă legea a apărut, fără să se consulte inițial cu cei din teritoriu. Noi am făcut primul pas și am pornit o acțiune în care am fost foarte contestați în decembrie anul trecut, în noiembrie-decembrie, că noi, care nu suntem centru universitar, așa, interferăm, să zic, cu problemele ministerului și uite că acum am primit niște drafturi pe care se va discuta și sunt sigur că, indiferent că va apărea sau nu va apărea noua legea sănătății, ce va veni trebuie să conțină... Este foarte clar că nu va ajuta foarte mult, exact ce spunea domnul Frențiu, categoriile defavorizate pe care tot ei va trebui să le ajute în continuare, tot Crucea Roșie și în general ONG-urile. Sunt convinsă că noua lege primul lucru este pachetul de bază. Deci pachet trebuie de clarificat pachetul de bază. Nimeni nu știe la ora actuală. Și ce valoare asta are. Este primul pas. Și până unde omul să plătește, te trebuie să știe pentru ce plătește. Iar a doua lucru este casele private. Adică, cred că casele private vor face o mai bună administrare a banului din asigurări de sănătate. Să vă zic ce se întâmplă acum în spital și domnul doctor să ne poate confirma. O să spun stop primului concurs telefonic înainte de a continua și o să dăm start celui de-al doilea concurs telefonic în care eu o să întreb... Ce ONG este prezent astăzi în emisiunea noastră? Iată, am găsit a doua întrebare. Vă rugăm să răspundeți la 0757119070, unde pentru premiul întâi veți primi un grătar de grădină, iar premiile 2 și 3, kebab de la Bosfor Kebab. Astăzi un pacient în spital, adică spitalul este decontat, cu cât pacientul stă mai mult în spital, cu cât afecțiunea lui este mai complicată și interesul spitalului, care până la urmă funcționează pe principiul unei societăți comerciale, niște bani care intră, bani care iasă, cheltuieli și un oarecare profit pentru reinvestiție. Trebuie să facă acel profit. Și atunci interesul spitalelor, a țării în special, să avem o națiune bolnavă. Am dreptate. Aveți ești plătit perfect. Cu cât stai mai mult. Unde vine, trebuie să vină acea lege care reglementează, domnule, de ce îl ția în spital, de ce nu ai făcut acea procedură. Totuși este ca incredibil că după o operație destul de grea, după 2 zile, ești trimis acasă pentru că spitalul nu mai poate dacă suferi. Ești prea bun chirurg, plătești, ți se decontează prea puțin. Acum, da, în condițiile actuale. Deci dacă, are dreptate domnul director, păi dacă totul merge perfect și merge colecistul la 2-3 zile, mie îmi dă mai puțin decât dacă ar face complicații, dacă l-aș trata, dacă ar face complicații și ar trebui să mai reintervin o dată. Deci cu cât complicațiile și gravitatea este mai mare după operație, poate ești mai bine plătit. Sigur că da. Dar cine a mai văzut o chestie, trebuie să știe lumea. Deci în spitale se fac niște contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate pe numărul de internări pe lună. Ați auzit așa ceva? Nu. Păi asta este, lumea nu știe. Deci, de exemplu, mie spitalul din Alba Iulia sau mie spitalul din Blaj sau din Gâmpeni, deci dumneata ai dreptul pe lună la, de exemplu, la spitalul din Blaj, 650 de internări pe lună. Dacă depășești internările, nu ți le plătesc. Păi cine a mai văzut așa ceva? Deci îți dă număr de internări dinainte. Păi nu pot să știu, că la Alba să zicem că este spital de urgență, dar și la Blaj... Și dacă apare o epidemie
bine, Doamne iartă-mă că s-a mai întâmplat și se mai poate o declar sau așa ceva, dar în principiu n-ai dreptul să intervezi decât atât. Peste acest număr nu ți le plătești. Asta e iar o prostie extraordinară pe care nu o înțeleg de la guvernanții noștri. Și după aceea, sigur că ceea ce spune domnul director, cu cât este complicațiile sunt mai frecvente, cu atâta indicele de complexitate, chese mix, se numește, poate este mai mare. Și sigur că sunt unele, de exemplu, unele specialități, de exemplu, este psiatria, unde se plătește foarte bine, să știți. Fiindcă nu cred că nu știți, dar o să vă spun eu, psihozele sunt în creștere extraordinară în România. Așa deci psihozele este. Și bolile astea, vedeți, copil care e omorât de tată, mama care e... Deci, crezi de ce? Tot din cauza impactului social, din cauza că n-au ce mânca, din când n-au ce pune pe masă, nu poate să plătească coșul zilnic și așa mai departe. Deci iată că psihozele cresc. Acolo și salariile sunt mai mari. La o asistentă de psiatrie, deci plătește, e plătită cu 75% mai mult decât o asistentă obișnuită. Intervine, iară concurența, păi una de la chirurgie care lucrează cât 10, cât are de la psiatrie, este plătită mai puțin. Deci aici iară sunt niște probleme deci, care se creează în cadrul spitalului și nu sunt bune. Nu sunt deloc bune. Spuneam că la un moment dat săracii rămân fără protecție socială, fără act medical și atunci vă îndreptați voi spre ei. Da, noi acum suntem în curs de acreditare pe servicii sociomedicale și cred că e oarecum continuarea ceea ce fac spitalele și cred că interesul Ministerului Sănătății ar trebui să fie puțin diferit ca oamenii să stea în spital atât cât e nevoie, nu spune nimeni, dar după aceea eventual să fie preluați de altcineva care să facă eventual servicii sociomedicale, gen îngrijire la domiciliu. Ce vrem noi în momentul acesta să facem? E normal că într-un spital costurile cresc dacă un pacient stă mai mult. Ce va oferi practic? Tratament? Da, pentru că vor fi asistenți și medici, va oferi îngrijirea domiciliu de bază, scutece și așa mai departe, dacă e nevoie, alimentație, urmarea tratamentului care este prescris de medicul specialist și așa mai departe. Sunt pachete de servicii. Noi, în momentul de față, suntem în curs de acreditare, sperăm ca în câteva luni să putem să oferim acest serviciu, care vine în continuare a ceea ce s-a spus până acum. Da, pachetele astea de servicii, domnul director, vin tot de la Casa de Asigurări, tot din banii aia puțin vin, înțelegeți? Deci da, nu vin de altundeva, că dacă ar veni de altundeva... Sunt la niște costuri mai reduse. Sigur că da, sigur că da. Dezvoltarea asta, ar trebui dezvoltarea asta făcută, deci la îngrijirea domiciliu. De ce? Ai un colecist sau un apendice, mergi și scoate firele la 7 zile acasă sau la medicul de familie, la medicul de familie, cel mai, cel mai ieftin calitate cost este să fie tratat acasă. Sigur că da, asta e cel mai ieftin, dar nu poți să-l tratezi acasă, fiindcă nu ai siguranța că cineva ăla care îl îngrijește după tine va fi la fel de bun sau va fi același. Să nu creeze complicații. Exact, adică să nu creeze complicații. Dacă medicul de familie l-a urmărit, de exemplu, că medicul de familie este veriga, este, după părerea mea, principalul pion în acest lucru, el este legătura dintre pacient și spital, medicul da, de familie. Da, doctor, dar și ei au o normă de pacienți exagerată. Foarte mare, foarte mare. Deci 2000, acum 1500, 2000 de pacienți, mi nu se pare cum, nu enorm. Nu ai cum să-ți vizionezi. Să vă dau un exemplu. Domn doctor, să vă dau un exemplu. Peste vară, de când începe vara până târziu, facem acțiuni de măsurare a tensiunii arteriale în piețe. Da. Mergem în Sebeș, în Alba, în Aiud, în general. Și la Blaj am fost. Și măsurăm tensiunea arterială, în general, cine vine? Vin vârstnicii. Sigur că pentru da. Că aceștia au accesul destul de redus la medicul la de familie. La serviciile medicale. Da, la serviciile medicale. Locuiesc mai în sate, îndepărtate. Treabă de care și eu m-am lovit la un moment dat. Mi se pare anormal ca medicul de familie să fie același pentru un copil de câteva luni și pentru un bătrân. Da. Sigur că da. Înainte, medicul de familie, deci sunt medici de familie, de asta vă spun că asta o să dispară, sunt medici de familie care au specialitatea de 3 ani. Deci există o specialitate de medic de familie de 3 ani în care fac acest lucru. Și medici de familie dinainte de 89, care sunt la vârsta pensionării, care au fost medici de medicină generală, ei nu știu pediatrie, habar n-au, nu știu. Exact. Deci asta este problema. Dar până când dispare această generație, că generația mea, da. Când dispare, până când nu va fi, va fi o problemă deosebită. Dar când toți medicii de familie vor fi cu specialitatea de medicină de familie, păi în aia 3 ani să fac
face și gerontologie și pediatrie de trăznește. Deci cei tineri care vin acum, medici de familie, sunt foarte buni, să știți, dar ei vin și n-au pacienți. De ce? Fiindcă ea bătrâni deja au 2000 de pacienți. Bun. Asta e problema. Păi haide să vedem aici sistem, la legislația. Păi haide să vedem puțin. Băi, dă tu care ai 2000, ia dă-i tu cinstele ăsta tânăr care a terminat specialitatea și rămâi tu cu 1500. Și încet, încet să ajungem, eu zic că 500 la fiecare medic de femeie ar ajunge, dar 500 ar ajunge din punctul profesional, dar din punctul de vedere al financiar, banului, este la pământ cu 500 de faliment. Deci asta e problema. Să undeva la 1800 ca să poți supraviețui. Poftiți, deci ca să poți supraviețui. Da, dar este anormal ori a un tânăr ca tine să nu poată intra în sistemul ăsta. Pentru că trebuie să aștepte, Doamne ferește, pensionarea sau moartea, unul da? Din medici, da, ca să ia loc. A subliniat foarte clar, trebuie o trecere care nu se poate face brusc, nici nu avem specialiști. Da. Nu numai de medici de familie, este valabil la toate specialitățile medicale care nu sunt acoperite. Ce vă pot promite, că legea este în Parlament și am înțeles că în aprilie se deblochează posturile pe medicale și inclusiv la Alba Iulia se vor desbloca toate spitalele care ne-au trimis medicii de care au nevoie de blugan. Bun, este o primă etapă. Cred că se va debloca, se va debloca. Bun, unde sunt medicii care vin să dea examene pe post, că majoritatea lor au în plecat în Germania, în Italia, asta în este Spania. O altă problemă a sistemului, să învățăm să ne ținem medicii. Dacă să ne ținem medicii aici, trebuie să oferim plătiți. Condiții de lucru normale și trebuie să fie plătiți. Am condiții încet, aici se intervine fac procesul de descentralizare încet, încet. Problema care este financiară, exact. Salariul. Să știți că administrația locală trebuie să-și ia medicul asta și este să problem. Aibă grijă de el, exact. Și să-l plătească și de aceea sunt sigur că tot din nou legea sănătății se va reintroduce contractul individual, fiindcă vă mai spun o chestie. Câți chirurgioare sunt în județul Alba? Toți aveți același salariu. Cam așa. Dar oare toți avem același grad de operație? Toți sunt aceeași valoare? Nu. Atunci, cel care îți aduce mai mulți pacienți, adică mai mulți pacienți, mai mult profesionalism, cazuri care se operează cazuri și mai complicate. Și se știe că oamenii trag la cel care... Trebuie să fie plătit ca atare. Nu-l poți compara cu cineva care... Unul are un număr mai mic. Și acest lucru trebuie reglementat. Dar totuși, statistic, vă spun... Din punct de vedere, spuneați de casa de asigurări cu finanțare, spune că faptul că s-a limitat a adus totuși un lucru bun. A scăzut numărul de internări în spitale și a crescut foarte multe consultații în ambulatoriu. Eu am văzut statistic pe ultimii 3 ani evoluția la nivel județului Asta Alba. Asta nu înseamnă că e un lucru bun. E un lucru bun, fiindcă și majoritatea cazurilor se internează în spitale, nu sunt de spital. Asta este rolul una vostru dintre marile să-i probleme. Aici, de exemplu, avem o problemă, făceam o analiză acum 2 săptămâni asupra sistemului de urgență din județul Alba. Dacă vă zic că peste 60% din cazurile de urgență care ajung în spital, în urgență, iar după aceea transferate pe secție, trebuie să fie la nivel de medic de familie tratat. Acest lucru trebuie să-l reglementăm din nou. Da, și va scădea foarte mult. Da, dar omul are 2000 de pacienți. Va scădea foarte mult costurile. Deci lumea când vine, când este grav bolnavă, ca asta și o febră de 49 la de grade, 39 de grade, 40, vine la spital la urgență, nu mai merge la medicul de familie. Sigur. După masa sau noaptea. Deci aici nici este o problemă. Și asta e o problemă de mentalitate. Sigur. Păi asta e problema de mentalitate. Ce statut mai au surorile de Cruce Roșie? Să organizăm în continuare aceste cursuri. Au tangență cu sistemul medical. Pot să ajute? Să știți, sub ce formă? Am avut niște probleme. Pentru că, uite, vorbim moment, de criză de personal în spitale. Nu. Deci este, nu criză de personal, este. Deci, nu sunt deblocate. Nu sunt locuri, nu este criză de personal. Medici specialiști. Da. Surorile voluntare e un fel de curs de infirmieră. Deci sunt niște cursuri care sunt asimilate cu cele de infirmieră exact, în nivelul adică, județului nostru. Deci este. Sunt de bază pentru cei care doresc să intre în sistem. Bun, și asta. Dacă te gândești că o infirmieră are câte 5-6 saloane, ori 6 paturi, e mult da, pentru cum spunea domnul doctor, ajunge la aceeași problemă. Mai ales în secții care bolnavul este la pat și este foarte grele. Uitați. Cu escare, da. Cu o infirmieră bună, făcută, deci o infirmieră, dacă face cursul de Cruce Roșie și, într-adevăr, pe vremuri, erau așa, se descurca exact cu asistente. Da. Și acum se poate face acest lucru. Aceste infirmiere există la Crucea Roșie. Sunt convins că se fac lucrurile. Aveți contracte cu spitalul? Un mod de a colabora? Avem o bună colaborare, însă nu avem un contract cu ei pe tema aceasta. Un contract nu avem nici noi ca școală, sanitară. Da. Cu nicio... Dar minte, da. Terminarea nu-ți garantează
găsirea unui loc de muncă. Așa lăsăm și exact. Pe Ana Maria să ne spună puțin despre sistemul ăsta de a colabora cu Spitalul al Surorilor de Cruce Roșie, cât de bine sunt pregătite și cam cât durează un curs de acest gen ca să se descurce, să nu încurce. Da. Pentru că acolo te joci totuși cu viața omului. Cursul de surori începe în general în luna ianuarie, se finalizează la sfârșitul lunii octombrie, deci ține aproximativ 10 luni. Și crezi că în 10 luni poate să învețe foarte bine meseria asta? Da, da. Sunt 6 materii în total. Este o primă materie de introducere legată de crucea roșie. Nu vorbim de teorie. Teoria o citești. Practic, cât este, se face și cum, practic, sub ce formă. Este acel curs de prim ajutor. Este un curs de prim ajutor căruia îi se alocă 30 de ore de practică. Deci se face, acest curs de prim ajutor este practic 90% doar aplicații. Apoi, spre finalul cursului se face practică în spital, în colaborare cu asistenta șefă de acolo, alegem secțiile care sunt disponibile și pe o perioadă de 2 săptămâni, doamnele merg în funcție de disponibilitatea lor și fac acolo practică. Pentru șomer, da. Există posibilitatea de a face această meserie? Bineînțeles, oricine se poate înscrie să-l facă. Bine, însă nu gratis, pentru că șomerul săracu... Dacă vă referiți la gratuitate, nu, pentru că sunt anumite programe care sunt susținute de stat, de Direcția Muncii, dacă nu mă înșel, iar cursurile acestea nu intră, nu. Noi am făcut cursuri gratuite de prim ajutor. Dar un om care nu are venituri, da, ce poate să facă? E un pic greu. Acum nici taxa nu e mare, e vorba de 500 de lei pe an. Nu, dar pentru un șomer și 5 lei contează. Știu ce spuneți, da. Înțeleg. Însă vreau să rămânem la acest lucru, să nu se confunde, încă o dată să spun, acele cursuri de Cruce Roșie cu școala sanitară post-liceală, care se face 3 ani și acolo este asistent medical. Acolo învățăm asistente. Deci asistent medical, generalist. Iar aici infirmiere. Aici învățăm infirmiere dacă intră într-un concurs în spital, deci nu neapărat gata, le-am angajat ca înșire, intră un concurs și iau concursul ăla pe care îl fac spitalele. Da. Spitalele. De regulă ei merg pe voluntariat, de regulă. Facem, uitați, ca să completez puțin ideea, cursurile de surori sunt una, într-adevăr sunt pentru infirmieri și așa mai departe, dar noi completăm puțin cu partea de voluntariat și am început un program cu Spitalul Județean Alba, prin care facem voluntariat cu tinerii noștri din grupa de tineret la secția de ATI, spre exemplu, unde acolo sunt oamenii... foarte greu. Exact. Da. Și e și o lipsă de personal și atunci voluntarii noștri vin perfect în completare. Acum s-au mai îmbunătățit și acolo lucrurile, s-a modernizat mult secția și puțin se mai bine. Se va moderniza și în continuare. Consiliul Județean a alocat și pentru acest an bine, o sumă aici, consistentă. Ați spus, vorbim este un bun exemplu. De dotări, dar resursa umană, acolo este problema. Exact cum spunea domnul Frenciu. Noi am vorbit de resursa umană per context, dar dacă vedem analiza pe județul Alba, să știți că județul Alba au mai mulți medici au intrat decât au plecat. Suntem cu 15 medici specialiști pe plus față de anul trecut. Datorită ieșirii și totuși mortalitatea crește. O să luăm o scurtă pauză, după care revenim în studio cu invitații noștri de astăzi. Iată discuțiile foarte interesante legate de sistemul sanitar, un sistem ce ne doare pe noi toți. Până atunci luăm o scurtă pauză. Vă reamintesc că după pauză mai puteți suna la 0757119070 pentru a câștiga premiile puse în joc de sponsorii noștri. Până atunci, pausa.